V-am sunat și pe dumneavoastră și primarul din Burlacu să ne lămurim ce s-a întâmplat azi cu ruta Burlacu-Cahul și primarul nu răspunde, așa că povestiți dumneavoastră. Nu, eu am vorbit cu dumnealui, adică vă zic că cât îmi ia puțin suflet și ăsta să mă odihnesc. Ce am văzut eu astăzi la Cahul cu cetățenii din la noi, din satul Burlacu, chiar venind de la Cahul, v-am zis pe drum. Am sunat la gara auto la Cahul. V-am trimis și înregistrarea și audio în limba rusă, el îmi spune... Șeful gării, care, na, v-a vorbit rusește, dar care v-a ajutat și v-a trimis la șefii tuturor gărilor ca scriți o plângere că ei nu pot colabora cu firma din Burlacu. Că ăștia nu sunt responsabili, nu respectă normele și scriți o plângere colectivă. Și? Și am sunat pe acest număr 022 54 22 06 și doar chemări, mai mult nimic. Au zis scurtă sau e carantină la ei, știu, o fi focar de COVID, s-o fi îmbolnăvit toți, că totuși la gară e periculos. Briga. Da, madam. Dar e periculos și pentru copiii care astăzi au mers la instituțiile din Cahul să-și ia orderul pentru cămin. Și dimineață eu am mers la Cahul, erau foarte mulți elevi, foarte mulți abiturienți. Toți au coborât de rutieră, șoferul rutei, care trebuia să vină la ora 2 din sat, Manoli Vasea, Vasile, nu a spus nimănui că el nu va fi la amiază, vă dați seama? Poate nu știu, eu fi apărut ceva urgent. Nu dar se admite. E adevărat că prin lege sunt obligat să trimit altă mașină dacă una e defectă. Și nici n-au anunțat, trebuia să anunțe. La noi toți cetățenii au numărul de telefon al... Adică al... Dar dumneavoastră l-ați sunat pe administratorul rutei sau pe șofer să întrebați ce s-a întâmplat? Și se întâmplă des chestia asta sau se mai întâmplă uneori? Că șeful gării din Cahul spune că ei nu prea respectă graficul, deci probabil fac asta periodic, frecvent. Graficul e, nu-l respectă, de ce nu-l respectă? Pentru că, vă zic, chiar dacă lor le trebuiește ceva să mai iau ceva lucrări, ei rămân acasă, dar niciodată cetățenii, nu, nici primăria nu o pune la curent. Sau dacă el știe că astăzi, mâine nu va fi, sau au ei acolo, înțelegi, trebuie să pun un anunț acolo în centru satului, de unde să urc la oprire. Avem oprire bine amenajate. Eu vă zic, mi-a fost milă astăzi de copiii care au rămas, care erau bine, a noastră era și cu bunică și cu mamă. Eu am avut și alte chestii. Dar erau copii care erau fără însoțitor. Și ei absolut nu pun la curent pe nimeni. Și deci vă zic, am sunat inițial toate numerele de la ATP-8 cu care ei nu colaborează, dar am luat legătura și cu primarul. Primarul predispus să intre și el în legătură, nu știu de ce, poate că el acum este la... Avem un tractor care curăță... Dar el ce părere are despre situația asta? Au luat atitudine până acum? Au comunicat cu ei? Da. Eu v-am trimis dumneavoastră și demersul care l-au depus ei. Primarul este indignat că ei absolut nu vor să... Adică să accepte demersul. Să le retragă licența și să găsească altă firmă. Bună ziua, că nu s-au terminat transportatorii. Și cred că poate cere asta și Consiliul și primarul. Poate cere orice cetățean. Hai că ați înghețat, ați pierdut și conexiunea. Scrieți o plângere și la Telecom. Cineva a sunat și am respins. Vă ziceam, primarul este la curent, el este gata chiar într-adevăr să ceară o rută de la gările auto, cum era înainte. Înainte noi aveam rute. La ora 7 se pornea din sat, la ora, adică se întorcea, și apoi la ora 2 iarăși, și apoi seara la ora 5. Și încă ce mai este? Ruta de amiază trebuie să plece din sat la ora 2. Ea ajunge în Cahul, timp de var, așa, 20:35, 20, așa, în jur de iarna, poate să ajungă și undeva și 20:50. Se întoarce înapoi această rută graficulare la 16:30. Păi te duci ce să faci, să pupi mânierul sau ce să faci. Vă zic, ei au așa un grafic și l-au făcut și primarul a solicitat și modificarea rutei. Plus la asta, modificarea rutei ca să fie ruta la ora 17 să pornească din Cahul cel puțin. Studenții acum au orele până la ora 16 sau... Dar nu este normal. Noi am întreprins atâtea măsuri. Și vă zic,
Chiar astăzi am încercat să sun și pe, de la Anta, n-am putut să-i găsesc, dar oricum eu îi găsesc și cetățenii sunt de acord. Sunt de acord ca noi să înaintăm mai departe aceste cerințe. Plus la și asta, ce se mai face? Din sat de la noi până la Cahul, de fapt, cum ar fi vreo 35 de kilometri ca să meargă prin satul Moscovei. Oho, ei, deci ce... pornești pe jos, ajungi noaptea târziu, nu prea poți porni pe jos. Și nici mașini de ocazie să iei, pentru că trebuie să faci o cotitură după aceea, nu-i drum direct. Cu mașini de ocazie mai ușor mergi, dar iarăși vă zic că este risc și poate mai vârstnici și mai încear, mai risc și merg sau cum să mă exprim eu. Dar copiii ăștia care eu mă uitam la marginea orașului erau copiii de prin satele astea, Comrat, Chisova, la colegiul pedagogic. Mulți copii erau acolo și eu ziceam, unde vă duceți, măi? Ei vorbeau rusa, păi așteptăm Benderu. Ei, că Bendea a văzut că opreau și mașini de ocazie și încă ea că fiind și eu acolo la margine, se oprește unul cu o mașină pompoasă, așa, erau femeie, că dar nu, el spricolește. Ei, lasă-ți ducă dacă spricolește. Practic, nici eu nu am putut, nici eu nu m-am urcat și nici respectiva doamnă care o cunosc de satul vecin, cu un băieț Andru, încă e așa la bază cu o cunoscut și că aici spricolește. Zic, lasă-ți ducă dacă spricolește. Și apoi și se oprește, dar nu e pasager, da? Doar să vă facă în ciudă că el are mașină. Da, și, nu, da, adică el ar fi vrut să iei pieșcani de cele care stăteau acolo la margină. Și că, deci până la urmă am venit, am ajuns acasă cu un tânăr din satul Țărâncuța, vecin cu noi, satele, da, era unul ca Timir. La fel, băiat și ăla se indignat, zice, da, iată, eu am venit 3 zile, plec înapoi în Germania. Zice, asta nu-i normal. Am avut încă o rută din raionul Cantemir, care trecea Chisilia Țărâncuța și conducătorii rutilor de la noi, din Burlacu, l-au bătut pe și ăla cu un fel de și el din Cantemir trece prin satele noastre. Vă dați seama, eu n-am știut, eu astăzi am aflat. Că le e pasagerii. Da, le e pasagerii. Doamne ferește, cât e de rău lumea. Dar vă zic, de atât am intenționat să fac acest... Dumneavoastră, acum ați spus video live sau înregistrare? Înregistrez, n-am mai apucat să setez live. De ce? De ce n-am apucat? Că m-ați luat din scurt, din grabă. Păi, da, acum. Da, acum. O să comentați la comentariile înregistrate. Dar lumea aștepta să fim în direct. Pun în 3 minute o să fie în direct, o să fie înregistrat. Și acum și să închidem? De ce? Dacă ați terminat de spus, am terminat înregistrarea și o publicăm. Nu, lumea vroia să fie în direct, să intre și în discuții, în dialog. Cum o să intre în direct, doamne? Trebuie sau să-mi dea numărul de Viber? Iată, mi-ați dat numărul primarului și nu răspunde. Cum o să intre oamenii în direct? Ce, o televiziune să intre în direct? Eu sunt la București, dumneata la Burlacu. Păi da, să comentezi cum? Cu comentarii. Pe YouTube, pe Facebook. În fine, eu am întreprins toate măsurile, consider că ei vor lua atitudine, să se abată de la grafic și de la rută, ei nu au dreptul. Mai avem încă o altă rută, care prima rută este la 6:50 din sat și a doua este la 7:30. Dacă e același prestator, nu contează, e aceeași atitudine. Ar trebui să fie prestatori diferiți și să fie concurență între ei. Cred că așa o să fie, pentru că primarul, după cum ați văzut, eu l-am sunat și el indignat. Cu toate că deci suntem vecini, dar o să stați cu rutiera în ogradă. Pentru că cetățenii toți se plâng. Avem satul Spicoasa, care vă zic, la 4 km de satul nostru, de ședința centrală, sau cum să vă zic. Și la fel sărașii n-au cum să ajungă până la... Trebuie să vă dați seama, trebuie să achite pe cineva ca să vină, dar sunt diferite persoane și mai vârstnici și mai... Dar sunt și acolo copii care merg la școală, la învățat. Și de acolo avem copii. Da, transportul e o chestie responsabilă, nu o faci când îți abate. Există norme, există minister, există Anta, există oameni care ar trebui să verifice chestia asta și dacă n-au verificat ar trebui să răspundă. Iar ăștia care s-au angajat să presteze astfel de servicii nu pot să pretindă, cum spunea directorul gării, că ei vor respectă graficul, nu vor, nu îl respect. Rămân fără licență, da. Și la revedere. Și vă spuneam că ruta asta care de la 7:30 nu circulă deoarece conducătorul auto și-a fracturat piciorul.
Nici, la, nici că tind la faptul că el este acum în, pe, la foaie, pe foaie de tratament, nu au intervenit cumva să dăie pe altcineva să circule. Dar acum este mai puțin în lume, să zicem. Dar chiar și dacă puteau să o fac, oricum ei trebuie să anunțe cetățenii. Trebuie să pună un aviz în centrul statului. Trebuie să colaboreze, trebuie să anunțe cetățenii. Nu să lese lumea în cahol și el să nu se gândească la cetățenii pe care i-au dus dimineață și ne mai dă, încă, câteodată mai dă bilete, încă ne dă, că eu le șer. Și eu le mai nexam pe la când le dădem pe la și în sat, dacă rămâne omul și a făcut program pentru ora 7 și află în stradă că nu vine ruta și atunci sau caută mașini de ocazie sau rămâne pe a doua zi. Asta e normal să nu se respecte programul, graficul. E ilegal și imoral, mai ales cu oamenii din sat și ar trebui să le piese. Eu chiar aș fi de acord să iasă cu replică, au dreptul la replică, poate să o facă în public, poate să vă găsați pe dumneavoastră, poate să scrie în comentarii. Dar ceea ce am comunicat eu acum, am comunicat adevărul. Despre ziua de azi, că din trecut nici noastră nu știați ce s-a întâmplat. Că i-a bătut, că nu i-a bătut pe cei din satul vecin, asta poate să fie interpretat ca informație eronată, calomnioasă. Lasă de o replică, lasă vă dea în judecată pentru calumnie. Dumneavoastră ați auzit asta. Nu puneți mâna în foc, taman așa au fost. Eu știam că au avut o gâlceavă pentru că cu acel conducător care zic că satele lui ne cunoaștem, rude avem încolo. Și tot când ne întâlnim prin cahol, el așa, știți, că zic, da, cum, ce nu mai treceți pe la noi? Zic, ia că așa au apărut, așa își treacă merg. Dar practic satul, Țărâncuța, nu are cu ce ieși la cahul. Nu are. Băitanul ăsta de... Dar în Țărâncuța am foarte multe rude, verișori de mine acolo. Zice, noi acum suntem obligați să luăm o mașină de ocazie sau să o plătim, să închiriem o mașină ca să ajungem până la cahul sau unica ieșire care din sătucul ăsta din Țărâncuța e ruta care trece cu Luboaia Chișinău, dar e regulată, prega. E regulată, ninge, plouă, puțini, mulți, dar circulă. Păi bun, Chișinău și se duc prin Cantemir și apă vin la Cahor, fac un ocol. Păi este trasa 56, dacă nu greșesc. Este o trasă. Asta e, bun. Oamenii ar vrea să meargă pe de-a dreptul prin Burlacu, dar deja nu-i voie că mafia le interzice. Sper să se lămurească, să nu se lasă și că dumneavoastră o să-i ajutați să se procedeze conform legii, nu în stil mafiot. Eu sunt indignată de ceea ce am văzut eu astăzi. Și băieții să trebuie să fie responsabili, să anunțe cetățenii, să pună diferite științări, să pună la curent primărie, cel puțin vă spun. Și asta se întâmplă în mod excepțional, nu în mod periodic, în fiecare lună, în fiecare săptămână, se întâmplă câte o abatere din asta sau ruta de la 7 s-o scoată în general vara, fără ca să anunțe oamenii. Atât timp cât o să greșească, atât timp eu am sesizez. Și gata. Corect. Bravo.